Alexandru Lăpușneanu Nuvelă de Costache Negruții Capitolul 1 Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau. Iacov Eraclid, poreclit despotul, perise ucis de buzduganul lui Ștefan Tomșa, care acum cârmuia țara. Dar Alexandru Lăpușnanul, după înfrângerea sa în două rânduri, de oștile despotului, fugind la Constantinopol, izbuti să lua oști și se înturna acum să izgonească prerăpitorul Tomșa și să-și ia scaunul, pe care nu l-ar fi pierdut de n-ar fi fost vândut de boieri intrase în Moldavia, întovorășit de 7.000 spahii și de vreo 3.000 oaste de strânsură. Însă, pe lângă acestea, avea porunci împărătești către hanul tătarilor, Nogai, ca să-i deie oricât ajutor de oaste va cere. Lăpușnanul mergea alătura cu vornicul Bogdan, amândoi călari, pe armă turcești și înarmați din cap până în picioare. Ce socos Bogdane?" zise după puțină tăcere. Izbândind-o vom moare?" Să nu te îndoiești măriata, răspunse curtezanul. Țara geme sub asuprimea tomșei. Oastea toată se va supune cum i se va făgădui mai mare simbrie. Boierii, câți i-au mai lăsat vii, numai frica morții îi mai ține, dar cum vor vedea că măria ta vii cu putere, îndată vor alerga și îl vor lăsa. Să deie Dumnezeu să n aib nevoie a face ceea ce au făcut Mircea Vodă la munteni, dar ți-a mai spus, eu îi cunosc pre noștri, că ce-am trăit cu dânsii, aceasta rămâne la înalta înțelepciune măriei tale. Vorbind așa, au ajuns aproape de tecuci, unde păposiră la o dumbravă. Doamne, zise una prod apropiindu-se, niște boieri, sosind acum, cer voie să se înfățișeze la măria ta. Vie, răspunse Alexandru. Curând, intrare sub cortul unde el ședea înconjurat de boieri și capitanii săi, patru boieri, din care doi mai bătrâni, iar doi juni. Aceștii erau vornicul moțoc, postelnicul veveriță, spătarul spancioc și stroici. Apropiindu-se de Alexandru Vodă, se închinară până la pământ, fără a-i săruta poala după obicei. Bine ați venit, boieri!" zise acesta silindu-se a zâmbi. Să fii măria ta sănătos, răspunse răboierii. Am auzit, urma Alexandru, de bântuirile țării și am venit să o mântui. Știu că țara mă așteaptă cu bucurie. Să nu bănuiești, măria ta, zise Moțoc. Țara este liniștită și poate că măria ta ai auzit lucrurile precum nu sunt. Căci așa este obiceiul nostru, să facă din în țara măsar. Pentru aceea, obștea ne-au trimis spre noi să spunem că norodul nu te vrea, nici nu te iubește și măria ta să te întorci înapoi ca... Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau, răspunse lăpușneanul, a căruia ochi scânteiară ca un fulger. Și dacă voi nu mă iubiți, eu vă iubesc spre voi și voi merge ori cu voia, ori fără voia voastră. Să mă întorc? Mai degrabă și va întoarce Dunărea, cursul îndărât. A, nu mă vrea țara? Nu mă vreți voi, cum înțeleg? Solului nu i se taie capul, zise spancioc. Noi suntem datori a-ți spune adevărul. Boierii sunt hotărâți, ai pribegi la unguri, la leși și la munteni, pe unde au toți rude și prieteni. Vor veni cu oști străine și vai de biata țară când vom avea războaie între noi și poate și măriei tale nu-i va fi bine, pentru că domnul Tomșa, ticălos nu poate fi acel ce s-a învrednicit a se numi unsul lui Dumnezeu, zise Veveriță. Au doar nu sunt și eu unsul lui Dumnezeu? Au doar nu mi-a jurat și mie credință când eram numai stolnicul Petre? Nu m-ați ales voi? Cum au fost oblăduirea mea? Ce sânge am vărsat? Care s-au întors de la ușa mea fără să câștige dreptate și mângâiere? Și încă, acum, nu mă vreți? Nu mă iubiți?" <laughs> râdea, mușchii se suceau în râsul acesta și ochii lui hoșma clipeau. Cu voia măriei tale, zise Stroici, vedem că moșia noastră a să cadă de isnoavă în călcarea păgânilor. Când asta negură de turci va prăda și va pusti țara, pe ce vei domni măria ta? Și cu ce vei sătura lăcomia acestor cete de păgâni ce aduci cu măria ta? adăugi spancioc. Cu averile voastre, nu cu banii țăranilor pre care îi jupuiți voi. Voi mulgeți laptele țării, dar au venit vremea să vă mulc și eu pre voi. Destul, boieri! Întoarceți-vă și spuneți celui ce v-au trimis ca să vă ferească să nu dau peste el, de nu vrea să fac din ciolanile lui surle și din pela lui căptușală dobelor mele. Boierii e și rămâhniți. Moțoc rămase. Ce-ai rămas?" întreabă Lăpușneanul. Doamne, Doamne!" zise Moțoc, căzând în genunchi. Nu ne pedepsi spre noi, după fără de legile noastre. Adă-ți aminte că ești pământean, adă aminte de zisa scripturii și iartă greșiților tăi, cruță prebiata țară. Doamne!" Slobo de oștile aceste de păgâni, vină numai cu câți moldoveni ai pe lângă măria ta și noi chizele șuim că un fir de păr nu se va clinti din capul înălțimei tale și dezvor vor trebui oști, ne vom înarma noi, cu femei și copii, vom ridica țara în picioare, vom ridica slugile și vecinii noștri, încredite în noi. Să mă încred în voi, zise lăpușneanul înțelegând planul lui. Pe semne gândești că eu știu zicătoarea moldovenească, lupul părul schimbă, iar năravul ba? Pe semne nu vă cunosc eu și pretine mai vârtos? Nu știu că, fiind mai mare peste oștile mele, cum ai văzut că m-au biruit, mai lăsat? Veveriță mi este vechi dușman, dar încăi niciodată nu s-au ascuns. Spancioc este încă tânăr, în inima lui este iubire de moșie, îmi place a privi sumeția lui, Pre care nu se silește a o tăinui. Stroici este ca un copil, care nu cunoaște încă pre nu știe ce este îmbunarea și minciuna. Lui se parcă toate pasterile ce zboară se mănâncă. Dar tu, moțoace? Învechit în zile rele, de te ciocoi la toți domnii, ai vândut pre despot, mai vândut și pre mine, vei vinde și pre tomșa, spune-mi. N-aș fi de frunte dacă m-aș încrede în tine. Eu te iert însă, ca îndrăznit a crede că iar mă vei putea înșela și îți făcăduiesc că sabia mea nu se va mânji în sângele tău. Te voi cruța, căci îmi ești trebuitor ca să mă ușurez de blăstămurile norodului. Sunt alți trântori de care trebuie curățat stupul. Moțoc îi sărută mâna asemenea cânelui care, în loc să muște, linge mâna care îl bate. El era mulțumit de făgăduința ce câștigase. Știa că Alexandru Vodă a să aibă nevoie de un intrigant precum el. Deputații erau porunciți de Tomșa ca neputând înturna, pe lăpușneanul din cale, să-și urmeze drumul la Constantinopol, unde, prin jalobe și dare de bani, să mișlocească mazilirea lui. Dar văzând că el venea cu însuși învoirea porții, pe de alta, sfindu se a se întoarce fără nicio ispravă la Tomșa, cerură voie să rămâie al îndovărășii. Acesta era planul lui Moțoc ca să se poate lipi de lăpușnanul. Voia li